La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat la București campionatul național de probe combinate rezervate seniorilor, tineretului, juniorilor categoria 1, 2 și 3. La această competiție, școala noastră a obținut 3 medalii, 2 de aur și una de argint, prin Iordache Ionuț, în proba de decathlon junior 1, cu 5.003 puncte, profesor Ivan Gheorghe, și prin Ciurea Georgiana, în proba de heptathlon tineret locul 2 și junior 1 locul 1, cu 4.471 de puncte, profesor Leuca Daniela. De remarcat că Iordache Ionuț a concurat accidentat după proba de prăjină, astfel încât decathlonul l-a terminat fără a 10-a probă, practic a abandonat în proba de 1.500 de metri, dar datorită avansului pe care l-avea în celelalte 9 probe a câștigat în fața celui de-al doilea clasat. Ciurea Georgiana și-a îmbunătățit și-a recordul personal, l-a făcut la 4.471 de puncte și pentru prima dată a obținut un titlu de campion național, cu atât mai meritat, cu cât anul acesta a avut un an de excepție, fiind participată și la campionatele balcanice de junior 1, unde s-a clasat pe locul 5. În altă ordine de idei, în aceeași perioadă, s-a desfășurat la Rabat o etapă de Golden League, un concurs, un circuit organizat de Federația Internațională de Atletism, unde a participat și Panțuroiu Andreea, singura atletă din România care a fost invitată la un astfel de concurs în urma rezultatelor obținute de ea până acum. Din păcate, ea s-a accidentat, nu s-a simțit foarte bine la acest concurs, a avut dureri mari de spate, așa încât a fost nevoită să renunțe la încercarea a 4-a și a 5-a și a 6-a din concurs, rămânând cu cel mai bun rezultat 14,15 m, obținut în cea de-a doua încercare, rezultat cu care s-a clasat pe locul 7, 14,15 m. Concursul a fost deosebit de tare. Suficient să spun că proba de triplu salt a fost câștigată de Ibargen, o sportivă din Columbia, care cu 14,96 a stabilit și cea mai bună performanță mondială a sezonului. Să sperăm că la campionatele europene care vor avea loc peste 3 săptămâni, la începutul lunii august, la Berlin, va putea fi recuperată și să concureze la nivelul cu care ne-a obișnuit.